Ce se află în Total Strict? Wow, stai, ce? Ați auzit foarte bine, oameni buni, și stați o secundă, dați-mi doar o secundă să vă explic. Efectiv, mergeam astăzi pe stradă când dintr-o dată văd asta. La 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 la. Oh! Mă, ce-i aia? What? Stai o secundă. Măi, ceea ce cred eu că e? Nu se poate. Fraților, efectiv i-am găsit statuia tatălui Strict pe stradă și dintr-un motiv sau altul e pe jos! Wow! Stai o secundă! Băi, frate, ce se întâmplă? Voi vedeți cât e? Hai de capul meu, nu pot să cred că am găsit așa ceva! Care sunt șansele? În primul rând, de ce e asta aici? Efectiv, am găsit o statuie care e efectiv Tatăl Strict și... stă pe jos! Da, asta s-a întâmplat! Și mi-a venit mie o idee! Bă, dar ia stai puțin! Ia stai o secundă! Statuia asta pare destul de mare și nu știu de ce am eu vaga impresie că ascunde ceva. Adică nu puteți să spuneți mie că efectiv cineva aruncă o statuie a tatălui Strict așa random pe stradă și vă o lasă aici fără niciun motiv. 100% e ceva la mijloc. 100% se ascunde ceva aici și... oare ce? O bază secretă? Diamante? O comoară? Băi, frate, se pot afla atât de multe în statuia asta, dar... presupun că nu o să aflu niciodată dacă nu intru. Însă, în același timp, există un risc să intru și să nu mai ies niciodată, pentru că... dacă e o capcană... dacă cineva a pus asta aici intenționat... băi, frate, atât de multe scenarii, atât de multe variante... și totuși... nu cred că am curat să intru în ea. Adică da, probabil acum toată mea e ceva gen: ai stele, dacă ai găsit-o, intră, frate. Dacă e o bază secretă super șmecheră. Ei bine, oameni buni, nu știu ce să spun. Pare destul de periculos. Așa că dacă totuși vreți să intrăm în ea, dați un like la clipul ăsta. Și probabil într-un final o să intru, pentru că n-am încotro, nu-i așa? Ok, pentru că s-au dat foarte multe like-uri, în momentul de față m-am echipat și sunt gata să intru. Stai, cum adică de ce m-am echipat? Păi ca să fiu în sigur. Dacă mă atacă vreun monstru. De asemenea, l-am luat și pe Barney cu mine ca să îmi poarte de noroc și să mă ajute. Așa că, doamnelor și domnilor, fără nici fel de ugare, hai să intrăm în statuia tatălui Strict și să aflăm ce se află în Tatăl Strict. Ok, bun, intrarea cred că ar fi pe aici, prin piciorul ăsta, prin chestia asta. Adică, nu știu dacă vă dați seama, dar undeva pe aici ar trebui să fie o mică intrare. Cred că o văd. Ok, hai să o facem și pe asta. 3, 2, 1, wow! What? Băi, frate, am intrat! Ai de capul meu, în momentul de față sunt în picioarele lui, cred, pentru că totul e cu verde. Și ai de capul meu... eu, ce mă pe aici? Oh my god, bețe! Ai de capul meu, uitați-vă și voi câte bețe sunt. Acum înțeleg de unde are Tatăl Strict atâtea bețe. Și ăsta e un parcur? Alea-s calculatoarele mele? No, date că trebuie să văd asta. Ai de capul meu, date! Ok, bun. Hai de mine, fraților, nu se poate așa ceva. Astea sunt toate calculatoarele mele. Da, deci de fiecare dată când m-a pedepsit și mi-a luat calculatorul, aici au ajuns. Wow. Hai de capul meu. Bă, frate, dar de ce? De ce are așa ceva aici? Nu știu exact care e faza cu statuia asta și ce se întâmplă, dar e ciudat rău. Alea sunt niște capete de... ok, știi ceva? Nici nu vreau să întreb. Nope, nu vreau să știu. Nu mă interesează. Ok, păi și ăsta e un parcurs sau ceva? Adică ce se... tu cine ești? Sunt asistentul tău de azi. Bip. Asistent? Mă, tu ce... băi, fraților, de ce efectiv există un asistent în Tatăl Strict? Ba, tu ce... nu pot să dau un el. Introduceți parola sau o să fiți eliminat? Eliminat? Parolă, ce parolă vrea? Mă, unde a dispărut? Ok, a apărut din nou. Ok, bun, deci parolă. Parola este... Andrei 2010 e cel mai tare. Greșit, o încercare rămasă. Aia e o armă. Stai. Ok, bun, deci Tatăl Strict e Andrei 2010. Ce parolă și-ar pune Andrei 2010? Gata. Clasic. Parola este: Andrei e mai bun decât iSilent și iSilent e un prost, pentru că practic Andrei e mai bun și gen eu sunt cel mai șmecher, 1, 2, 3. Și cu semnul exclamării la final. Corect, felicitări. Hai de capul meu. Păi și acum ce trebuie să fac, asistentule? Nu este clar?
Oh, da, de asta mi-era frică. Trebuie să fac un parkour. Da, multă baftă, o să te însoțesc. Oh, olo. Și acum se mai ia și ăsta după mine. Fix ce aveam nevoie. Oh, ok, are și o armă. Bun, oameni buni, pe în cazul ăsta. Oh my god. Mamă, deja e greu ăsta. După cum v-am spus și cum mă ține promisiuni, o să facem acest parkour și... Bă, da, ciudați-mă, uită ăsta la mine. O să facem acest parkour din Tatăl Strix și o să vedem unde duce ușa aia, pentru că practic avem o ușă acolo unde trebuie să ajungem. Mamă, mult vorbești, participantule. Mă, tu ce? Tu, ce vrei, mă? Nu-ți pare că vorbești cam mult pentru un... Bă. Ce, mă? Mamă, ce mă enervează. Mamă, l-o răspăla. Doamne, frate, deci efectiv e cea mai enervantă chestie. Dar trebuie să recunosc că e destul de mișto aici, adică... Nu mă gândeam vreodată că o să găsesc asta în Tatăl Strix. Ok, bun, hai să vedem, deci. Parcurs ăsta, bă, chiar e șmecher, nu cred, ok. Bun. Hai să sărim pe trepdorul ăsta, perfect, bine. Ok, acum pe gheață, bun. Hai ca să nu e atât de rău, ok. Mă, ce se întâmplă? Mă, ce a fost asta? Bă, zici de tune, tu ai nebunit? Ups, bip. Doamne! Da, deci n-am să mai spun nimic, efectiv asistentul ăla cred că e stricat sau ceva, pentru că îmi pune pețe în roate în loc să mă ajute. Frate, un asistent n-ar trebui practic să te ajute, că de-aia e asistent, mam! De-aia e asistent, frate, ca să te ajute, nu? Doamne, ferește! Mă, ce vrei, mă, pleacă-mă de aici, doamne, deci mă enervează robotul ăsta. Bă, nu mai suport! Domnule, sunteți cam slab la parkour? Ce ai zis, mă? Păi tu știi cât de parkour? Ce... Nu, deci eu nu mă mai joc, nu, deci îmi pare rău, eu nu mai gata. Hai de mine și de mine, băi frate. Sincer să fiu cu voi, în momentul de față sunt mai devotat decât Hai bă. Ha, ce? What? Râde de mine? Ha, ok, oameni buni, cu multă ambiție și cu multă muncă am reușit într-un final să ajung aici. Wow! Mai am puțin până la parcur, mă rog, până la finalul parcurului. Ah, nu mai suport deja. Băi, frate, deja nu mai pot, frate. Nu mai suport efectiv ce se întâmplă aici. Ok, perfect, boom. Și acum... Wow, bine, mă! Ok, ce? Activează ușa cu bățul corect? Ha? Ce? Mă, unde a dispărut asistentul? Mă, ce? Bă, frate, am terminat parcurul. Bă, asistentule, eu am terminat parcurul. Spune-mi de ce nu pot să deschid ușa, să trec la următorul nivel. Ce se întâmplă aici? Alo? Deci nu mă interesează să-mi deschid ușa, că am făcut, am muncit, m-am chinuit. Am stat o grămadă să fac parcurul ăsta. Treaba este simplă. Asta a fost doar un antrenament. Ce? Citește sign-ul. Oh, activează ușa cu bățul corect. Ce, mă? Stai o secundă! Asta înseamnă că eu trebuie să aflu care e bățul corect din toate bețele astea de pe pereți și să mai fac parcurul încă o dată? Și toate astea ca să deschid ușa? Nu, asta e un vis, e un coșmar, nu? Nu e real. Spuneți-mi, vă rog frumos, că visez. Nu, asta e un vis, e un vis! Ah! Ce, mă? What? Nu visezi. Treci și caută bățul. Bă, frate, nu se poate așa ceva. Ok, bun, nicio problemă, o să găsesc bățul corect. Nu vă panicați, aveți încredere în mine. Asta. Da, cred că nu e asta. Ok, o să zic că bățul corect e... Oh, chiar asta. Adică, efectiv scrie băț corect. Clar e ăla corect, nu? Perfect, hai să luăm. Oh my god, acum mai trebuie să fac parcurul odată. Ură, ce se întâmplă aici, e efectiv oribil. Dar, la urma urmei, da... Trebuia să mă informez și eu înainte. Trebuia să știu și eu înainte să fac parcurul ăsta, că bă, ai nevoie de un băț la final ca să deschizi ușa. Na, mulțumesc asistentului că m-ai ajutat. Doamne, l-o urăsc atât de mult. Ok, bun, perfect. Hai, fiți atenți că-l fac din prima, mă, frate, că n-am nicio treabă. Bam, 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 ok. Și bam! Doamnelor și domnilor, în sfârșit am reușit! Hai să trecem la următorul nivel. Ok, deci vedeți că trec de la verde la roșu. Bun, 3, 2, 1 și... Oh my god! Și doamnelor și domnilor... Ce? Ce? Ce asta? Un portal? Bă, frate, ce nivel de 2 bani? Asistent? Bă, frate, am făcut parcurul. Și acum ceea ce primesc e un portal? Unde duce portalul ăsta, a? Unde ai de gând să mă duci? Acest portal duce la următorul nivel. Aaa, nu mai spune, băi, inteligentule. Păi și ce e următorul nivel? Gen, ce conține sau ceva? Adică asta întreb. Aceste informații sunt strict interzise. Ne vedem acolo.
Eram sigur. Ok, oameni buni, presupun că n-am încotro și trebuie să intrăm. 3, 2, 1. Wow! Mă, ce? Nu, nu se poate. Bă, frate, unde sunt? Asistent, ce e asta, bă, băiatule? Unde, ce, bă, pizza? Și ce se întâmplă? Ce-i chestia asta? Mă, ce se întâmplă? Ce crezi că e? Este următorul nivel, tărtăcuță. Mă, asta tocmai ce m-a făcut tărtăcuță? Bă, nu-ți pare că-ți permiți ca multe? Omulo, și ia spune-mi, trebuie să fac și acest parcur acum. Trebuie să completez și acest parcur. Corect! Ok, din câte observ în acest nivel este foarte multă pizza, iar scopul meu este să ajung până la final, unde o să intru în capul tatălui Strict. What? Ok, nu e prima dată, nu știu dacă știți, dar am mai făcut o dată asta. Oh my god, ok, bun. Hai să... Bă, frate, cum am căzut acolo? Doamne ferește. Ok, bun, asistentule, te întreb de pe acum. Sigur nu trebuie... Hai că-l mai întreb, că a dispărut. Efectiv, am să-i pun și o întrebare și a dispărut de pe fața pământului. Nu e nicio problemă. Hai să... Oh my god, frate, efectiv parcurg pe cărți. Oh my god. Oh my god, ok, bun, hai să vedem. Bun, sărim pe pizza. Efectiv parcurg pe pizza. Băi, da, multă pizza mai mănâncă tatăl Strict. Ok, bun, perfect, perfect, bine! Oh my god, frate, ce se întâmplă? Bă, dar asta e de profesioniști! Ok, bun, fii atent! Bine! Ok, și asta e simplă, ok. Și acum cum ajung eu acolo? Mă, ce? Bă, asistentule, doar sari? Acum adică doar să sar? Păi nu pot să sar până acolo, ai nebunit? Adică, încearcă... Bine, mamă, o să cad din cauza lui. Na, încerc doar așa, ca să vezi că încerc. What? Ți-am zis! What? Chiar a avut dreptate, ok. Ok, bun, și ce se întâmplă aici? Hai să sărim aici. Wow! Ce? Blocuri invizibile? Uite, sunt niște blocuri invizibile care nu mă lasă să sar acolo. Aici pui pizza? Ce? Ce? Uite acolo pizza. Bă, asistentule, ce trebuie să fac aici că nu mă prind? Aici sunt blocuri invizibile, aici scrie aici pui pizza, aici e o undiță, acolo e o pizza. Ce trebuie să fac? Este simplu, ai o undiță în spate, ok, și pescuiești pizza. Nu cred. Bă, frate, cine a inventat jocul ăsta? Ba da, cred eu. Păi... N-a poftin, deci efectiv eu acum trebuie să pescuiesc pizza ca să deblochez blocurile astea invizibile să pot să trec acolo. Ok, fie, hai să vedem. Perfect, și acum o pun aici. 3, 2, 1, bam! Ok, și acum... Oh my god, acum s-au deblocat! Bă, frate, nu pot să cred. Bă, cine a făcut chestia asta e prea deștept. Ok, încă puțin până la final. Bine, bă! Ok, și... Bam! Wow! What? Văd că s-a și activat portalul! Bă, asistentule! Bă! Bă, am terminat! Hai, deschide ușa! Nu e gata. Cum adică nu e gata? Vezi semnul din spate. Pune-l pe Barney aici. Nu din nou! Nu! Bă, asistentule, eu nu mai fac parcurul ăsta odată! Nu, deci eu nu cred! Trebuie... Adică tu vrei să spui mie că eu acum trebuie să cobor să-l caut pe Barney prin toate pizzele astea și să fac din nou parcurul ca să-l pun aici ca să deschid ușa? Asta vrei să-mi spui tu mie? Exact! Multă baftă! Îl urăsc! Oh my god, ok, fraților. Normal că nu cad unde trebuie. E tipul să căutăm un Barney. Dacă-l vedeți pe Barney, spuneți-mi în comentarii. În caz că ați uitat, Barney arată așa. Este un ursuleț drăguț cu modelul de primăvară. Dacă-l vedeți, spuneți-mi. Aoleu. Bă, unde poate să fie? Bă, nu știi ceva? Îl pescuiesc, efectiv îl pescuiesc. Poate îl găsesc, deci poate dacă pescuiesc într-o baltă de asta, o să am vreo șansă. Stai o secundă. Mă, voi vedeți chestia asta? Sau doar eu o văd? Oh my god, fraților, este Barney! Bine, bă! Dar nu știu de ce mă bucur așa, că acum trebuie să mai fac tot parcurul încă o dată. Da, urați-mi noroc! Și bam! Bine, mă! Ok, în sfârșit am reușit. 3, 2, 1, bam! Ok, bun, perfect.
Am intrat, oameni buni. Am ajuns la final. Pentru că dacă stați să vă gândiți, am străbătut toate părțile din statuia tatălui Strict. Iar acum suntem la ultima parte și anume capul. Și să vedem ce se întâmplă când intrăm aici. 3, 2, 1. Stai o secundă. Asistent? Vrei să-mi spui ceva cumva? Da, vreau să-ți urez multă baftă la următorul nivel, deoarece o să ai nevoie mare. Asta e cum? Adică de ce aș avea nevoie de... Adică de ce vrei să spui? Adică o să fie greu sau care-i faza? Asistent? Alo? Hei? O să vezi. Eu nu te mai însoțesc. Ah, e clar. Oameni buni, e clară treaba, dar nu contează. 3, 2, 1. Wow! Oh! Am ieșit? Bă, ce? Fraților, uitați-vă și voi! Am ieșit! Deci, frate, m-a mințit asistentul. N-am avut nevoie de noroc. Adică el mi-a zis că, mamă, urmează următorul nivel, că o să fie greu, că nu știu ce. Și mi-a urat și noroc, dar degeaba, că uitați-vă și voi, am ieșit. Aolo, băi, ce mai aventură! Bă, a fost atât de... Tatăl? A, stai, stai o secundă! Ce? 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 Ai încurcat-o, copile. A, cine ți-a dat voie să intri în statuia asta? Ha? Da, stai o secundă. Da, n-am vrut, adică nu, adică... Fără dar. Ah, hai de capul meu, oameni buni. Cred că acum înțeleg de ce mi-a urat noroc. Am încurcat-o.